Sunt două texte despre Eugen Ionescu, de-alminteri și în CD-ul făcut de doamna Matescu, făcut de Radio România. E o evocare a lui Eugen Ionescu și a fost o mare șansă ca după 90 să se și cunoască foarte bine. Se cunoscuseră deja în 68 la Paris, dar s-au apropiat foarte mult după 90. Și în acest volum avem două texte foarte frumoase despre tema morții la Eugen Ionescu și apoi legătura între Caragiale și Eugen Ionescu. Deci tot tema, o serie de chestiuni care țin de teatru. De-alminteri, mai e un text care mă interesează, să zic așa, pentru cursurile pe care le fac în Grecia și la Casa Paleologu, și anume eseul Cum se joacă teatrul antic. Sunt lucruri care, repet, sunt relativ știute acum, dar pe atunci erau mai puțin înțelese, dar și pune accentul pe dimensiunea sacră și mai puțin politică, dar între timp s-a studiat mai mult, a teatrului antic. Este un eseu scurt, dar foarte util, aș zice, foarte util pentru a înțelege cum se juca teatrul în antichitatea greacă. Ar mai fi de asemenea foarte plăcute și interesante textele despre Maiorescu și despre Cogălnicianu. Un roman epistolar e de fapt despre Cogălnicianu, iar jurnalul lui Maiorescu este o evocare foarte frumoasă a unei imense figuri politice și culturale pe care o admira cu tot, foarte multă. Însă aș vrea să profităm de sfertul de oră care ne-a mai rămas, pentru că apoi pot să vă scriu câte o dedicație, dacă vreți, pe cărțile achiziționate. Poate mai sunt întrebări din sală pentru Petre Guran, pentru doamna Matescu, pentru mine. Deci, cred că ar fi bine să avem și un dialog nu numai între noi, așa, ci și cu dumneavoastră. Numai că nu văd foarte bine de aici. Mai uite, îți face lumine acum, o să vedem. Așa. Cine